Ați fost convocați de către domnul primar pentru astăzi, 19 iulie, ședință ordinară, prin dispoziția numărul 254 din 17-7-2018. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 11, absentează din ultima din aprilie, domnul Ploiu, domnul Cimotar și domnul Matei Laurențiu. Ședința este legal constituită și își poate începe în sfârșit. Domnul primar, prezentați ordinea de zi. Cum ați fost informat, un proiect de hotărâre și o suplimentare. În cont că era prea simplu, cum a fost singur proiect de hotărâre și așa, am venit și o suplimentare care am considerat că este necesară. Cine este pentru ordinea de zi? Cine este suplimentare? Unanimitate. Cetul conducerea lucrurilor, domnul Gabă. Proiect de hotărâre numărul 37 privind acordarea unui ajutor de urgență. Primar? Da. Am avut o cerere din partea Enescu Mureș, nu? Da, frate. Deci, da. Enescu Lunca, mama, cere ajutor de urgență. Noi i-am dat fuț, dumneavoastră, hotărâți. Altceva? Dar am venit cu o propunere de 300 lei. Asta e propunerea mea. Înțelegi cineva de cuvânt? Da. Gata. Să luăm cuvântul sau să votăm? Cum vreți, luați cuvântul. Întrebarea mea este, am refuzat pe cineva la un ajutor social solicitat din partea locuitorilor, cum că eu? Nu. Nu am refuzat pe nimeni. La de ce? Cred. Cu toate că cred că mai fost. Da, a fost ca. A fost caz de refuz. A fost caz. La decese, Dumnezeu cu milă. Nu la vot? Da. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 38 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Găiești de Subator. Da, aici sunt câteva probleme pe care vreau să vă le spun. Dacă nu mă înșel, legea 7 aia, nu? Hotărât în 2018 legea 7 privind modificările la legea 7 privind domeniul public. Au ușurat un pic problemele noastre, dacă știm bine și până la Rosetti, l-am pierdut proiectul din cauza acestui domeniu public, că nu era intabulat definitiv prin hotărâre de guvern. Au dat ordonanță și au simplificat chestia asta să se poată face intabularea definitivă fără hotărâre de guvern. Și noi acum am venit cu tot ce am avut din urmă. În special dacă ați stat acolo drumurile toate, iar băgat într-o mâine public, ca să întabulăm definitiv. Ele sunt, dar numai cu întabulare provizorie. Acum ne întabulăm definitiv. E un ajutor care ne-a dat prin modificările la legea 7. Toate ulițele, toate drumurile, deci numai e vorba de domeniul public. S-a văzut până acum, va avea o șansă de intrare. Mai ales acum, prin urmă, să domnul Părăsoc, 1 milion de euro. Sau că dacă noi aprobăm astăzi un miliard de euro pentru cultură. Și de acolo se diversifică pentru construcții, pentru renovări, pentru monumente. Chiar s-a specificat cuvântul monumente. Da, asta este treaba cu acest proiect. Domnul primar, dacă noi aprobăm hotărârea asta, cineva la proiectul ăsta, da. Da. Situația conacului Rosetti este rezolvată cu privire la din punct de vedere arealul înconjurător? Al domeniului public, da. Așa deci se va putea da, adică nu avem piedica aia care m-am luat. Sperăm să nu avem altă. Dar de aia, peste alta, peste asta am trecut. Sperăm să nu mai apară la ceva. Mai trebuie să faceți dumneavoastră un efort ca să discutăm cu amabilitate, cu domnul inginer șef al poliției, să vedem cum redobândim parcul Rosetti. Este proprietatea Rosetti. Cum? Avem un... Cu schimb. O să vrească să dăm o parcelă la Praia, să gândea parcelă de parcul, dar... Vreau să vă spun că noi nu
putem să spunem că nu există soluții. Hai să căutăm. Există, domnule. La orice probleme există soluții. Și parcul să fie a comunicării, să fie loc de agrement, unde se pot întâmpla, se pot amenaja și scene, se pot întâmpla și alte evenimente în parcul. Ești de acord, domnul Măgus? Mă înscrie cineva la cuvânt? Spune-l la vot. Dar vor fi și bani să realizeze proiectul de mai probleme. Și bine merit. Trebuie. Trebuie și rezolvă multe probleme. Nu ori să mai fie discuții că terenul a luat ăla. Numai că odată concomitent cu intabularea și cu toate realizarea acestei idei, ne voi fi timpurile. Din timp ar trebui, eu cred că cu atecă Iuț ar trebui să înscrie cu unii de tipi cu pe bune sub atecă, care în timp s-au dovedit fără drept. Sunteți de acord că sunt pe astfel de sub atecă? Și dacă sunt, haideți să ne tragem pe turta noastră. Părerea mea. Atât, vă mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și trecem la divers. Proiectul nu a trecut. Din păcate, asta e. Cum? Proiectul nu a trecut. Din păcate, asta e. Deci, să vedem ce soluții găsim. Numărul de voturi ar trebui să fie 10. Acum, dacă îmi permiteți, eu nu am fost atent să văd cine a ridicat mâna pentru și cine s-a abținut la acest proiect. Eu am rugămintea, respectuos față de cei care s-au abținut sau au fost împotriva acestui proiect, să argumenteze. Dacă pot, nu e obligatoriu, eu rugăminte. Cu mult respect, îmi regret această rugăminte. Eu unul n-am avut timp să mă documentez asupra acestui proiect. Nu pot vota de cunoștință de cauză. Nu știu dacă e un motiv. Dacă n-ai, din ce am discutat mai aia zis? Acum e una e vorba, una e alta. Eu am venit foarte din timp la acest proiect, dacă îmi permiteți. Da, și unul. Eu am venit astăzi mai din timp. Am luat acest proiect. Mai mult decât atât, l-am discutat cu doamna secretară PNDRT. Fiecare punct în parte. Argumentându-mi mie de ce s-au gândit la acest proiect. Nu zic că n-am avut acum nimic de reproșat. Decât atât adăugirile care le-am explicat și prin cuvântul. Dar le-am înțeles, nu? Le-am înțeles. În atare situații, dacă mai cu cât întârziem un astfel de proiect, poate că ne batem cu internet. Adică, e părerea mea. Nu. Au mai fost cazuri. Dar mai bine revenim în următoarea ședință. Peste o lună. Problema, timpul trece. Și așa bani pentru acest proiect trebuie foarte mulți bani. Oare dacă nu demarăm cât mai este, e părerea. Noi am avut situații când am revenit cu votul asupra unor proiecte. De ce peste o lună? Îmi permite să vă pun să revenim cu votul. Noi am de jumătate de lună. Nu. Da, credeți că de exemplu vă spunem, am abținut și vă spun de ce. N-am discutat că mă uitam pe el, una, n-am reușit să mă uit atent peste toți și vreau să mai spun, dar s-a trecut la voi și n-am vrut să mai intervin, că zic foarte bine cum s-a trecut pe poziții, puteam să veniți acolo și cu o denumire care s-a aprobat în Consiliu, știam. Ulița X, Y, acum dacă reveniți la vot, mie nu schimbați decizia. Nu mă deci că poate mă schimb decizia până la următoarea și vizic următul altceva. De parte de mine această intenție. Dacă reveniți la vot, vrea domnul Mărtuș, votez ce-o problemă, pentru că poziția aceeași. Vă documentez, după? Dar nu ce problemă lăsăm, n-am trecut, asta e. Nu trecem, nu am mai trecut, ce asta e problemă, nu-i nicio problemă. Era, eu nu mă așteptam să nu treacă, că e un lucru pe care, dar nu fi. Un lucru foarte bun și extraordinar pentru comun. Pagiul este un lucru pentru comun. Pagiul este un lucru pentru comun. Să punem proiectul de școală. Dar mai contează. Așa era să fie coordinat. Așa tot la urmă la urgent. Urgent. Să vă la urgent. Da, e făcută știi tu. Asta e.
Chiar e mai... Nici o problemă. Da. Absolut nicio problemă. A, nu de-a nimeni să dai. Da. 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 Adică diverse, practic. Diverse. Diverse și din Sanchez. Da. Da, dar diverse n-avem? Da. Da. Am zis. Cine s-a scris la diverse? Da. Am zis, dar nu zice domnul. Asta două probleme vreau să readuc la cunoștință. N-am mai fost, cred că, de 2 ani pe drumul ăsta pe care s-a făcut în cartierul CFR, cu Macadam. Am văzut că mare parte din el în colțul mai în sus de cartierul de Rom, singurul, pe când 2 ani se duce naibii. Tot drumul de aici care este, am spus și rândul trecut la diverse, doar să fie ca și ați încheiat ședința și mi-a spus domnul primar că reparați drumul, nu mi-a reparat bine la poartă, la poartă la mine nu-i stricat. Reparați un drum de acces, eu vă spun că am vorbit cu foarte mulți cetățeni, s-ar putea să vă anunțăm într-o zi să aveți surpriză să blocăm drumul, că e stricat și un lucru bun făcut pentru niște cramponări și câteva sute de milioane, 200-300 de milioane, care ar fi să reparați acolo și chiar să mai plombați cu material cum ce a fost cu drumul ăla, eu zic că e și în interesul dumneavoastră și al locuitorilor, pentru că la câte ploaie a fost, dacă se mai lasă atât, drumul se strică și mai mult. Și păcat, pe asfalt a ținut din 2018 ani de când e făcut, este păcat. Toți se cheltuie miliarde la drumul, se cheltuie materiale, ne-am săturat să duceți atâta petriș și atâtea mașini din petriș și mai puneți de azi care îi dispare, când foarte bine puteți să rupiți 102 de milioane să le reparați. Eu vă spun, e problema de asta, dacă țineți cont, dacă le reparați, dacă nu le reparați, este problema directă a noastră. Dar este păcat de niște lucruri făcute, care se distrug așa pentru nimic ca toată. Și dacă n-ar fi fost bani la reparații drumul cu cheltuieli materiale, miliarde, am trebuit câteva miliarde, am lăsat câteva miliarde, nu văd atâta cramponare pentru 2-300, dacă nu cred că e mai mult. Nu știu, câte o mașină de bit unde ai 100 de milioane, pune și rezolvați toată problema peste tot. Toată. Iar de la ședința asta, mă voi abține la tot ce înseamnă proiectul de hotărâri până se vor rezolva 2-3 puncte punctuale. Ăsta e o poziție de-a mea ca un semn de protest. Deci nu este posibil să ai asfalt, să ai tot, să ai câteva gropi, să nu le repari. Asta este inconștient. Să cărăm nesfârșit petriș, balastru și orice peste tot, dar lucru bun făcut, asfalta care se poate repara cu timercii, nu se fac. Este problema dumneavoastră, eu v-am lăsat la cunoștință, poate să ducă să facă treabă. Dar eu vă mai spun ce am ce spun și cetățenii. Mulțumesc. Domnul Matei. Am observat că de-a lungul șoselei Prarea Căiuț, Popeni, sunt canale, capace de canale, de canalizare. Betonul care este în jurul acelor capace, am văzut că în unii locuri sunt macină și chiar unii chiar au devenit din cinci niște gropi. Obligația este a drumului județean, a serviciului drumului județean sau a noastră, că având în vedere că canalizarea noastră. Cred că atât bălea din timp, că văzut că tot se mulțumați, se mulțumați și trebuie să facă grope jurul ăla. Cred că era bun, niște smoală cum a turnat, atunci ați fi poși și pe acolo. Păi dacă era lor, nici nu turnat, asta era bălea. Adică trebuie văzut din timp, că e făcat ca să sapă din timp și mai mult. Și să ne ajută la mult să intre. Da. În viață sau cum știi? Vorești. Era bun și smoală. Adică pătratele erau unii care sunt decastrate. Oala care au învățat să se mace și unor deja început să se facă grope. Și atât din timp, adică trebuie prevenit să nu se aducea din timp mai tare. Nu poți să vă produc și accidente. Adică problema e dacă e obligația primăriei, acele faptul că canalele băgate pătratele de acolo, canalizare sau e tot drumul de țin. E pe drumul județean, nu putem interveni noi. Deci am luat, e problema. Dar care nu am mai putut și discuții. Cu el, urma discuțiilor surprinzătoare, am atunci și-a spus moala. Au pus-o și ei, cum au, ne-am mai dus, ne-am mai verificat, ne-am mai... Dar făcut o adresă, Păi dar asta a spus acum. E foarte altă. Nu știu ce să vă
votez, de-aia o să citesc, dar să mă convinc, următoarea o să votez. Declar ședința închisă.